Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere. Of, etalare pentru 2022. Ia ca s-a sfârșit și anul acesta, 2021. Am trecut prin multe provocări. Sunt convinsă că toți, nu a scăpat nimeni provocărilor și schimbărilor despre care sper să mai vorbim. Mă, nu când sper, chiar vreau să vorbim. Ascultat etalarea pe care am făcut-o pentru anul pe care tocmai îl încheiem, 2021. Mi-am ales un set de cărți, nu mai știu ce mi-am ales anul trecut, dar mi-am ales acum un set de cărți și ascultând-o chiar mi s-a potrivit. Acum, ideea e alta. Puteți și voi să ascultați, să vedeți ce vi s-a potrivit din acele etalări. Acum, eu am ascultat-o că nu mai știam, vă dați seama, a trecut ceva timp de atunci, nu mai știam cum am făcut etalarea, pentru că știu că am făcut etalarea pentru 2021 în două feluri și, din păcate, la începutul anului n-am reușit să termin toate zodiile. Anul acesta nu va fi la fel. Acum, aveți de ales, dragii mei, patru alegeri. Să sperăm că, da, facem față energetic, nu? În sensul că avem energie în baterie, eu știu că e destul de plină. Numărul 1, floricica. Numărul 2, un clopoțel. Numărul 3, un globuleț. Și numărul 4, steaua. Bine, știu că foarte mulți care știu ce simbolizează steaua o să aleagă steaua, dar nu obligatoriu. Nu obligatoriu, vom vedea, vom avea surprize. Vă puneți pauză, vă alegeți. Eu le pun deoparte. Ia să punem, am zis, cu vârful în sus, ca să manifestăm pozitivitate. Haideți să vorbim. Pentru cei care ați ales broșa aceasta, este o broșă. Această floricică e o broșă. Bine, am primit-o la mărțișoare când eram profesoară, multe nimicuri de astea, gablonțuri, dar. Pentru unii, simt. Așa ar fi frumos să se și confirme, dar e un mesaj. Poate că următoarele vor transmite alte lucruri pe alte departamente în viața voastră, dar într-un departament veți avea o creștere, clar, veți înflori. În primul rând, cred că intuitiv vă veți dezvolta niște abilități, vă veți găsi oarecare stabilitate, vă veți agăța de ceva și apoi veți înflori. În ce sens? Veți trăi și veți vedea. Veți trăi și veți vedea. Eu am amestecat cărțile, le mai amestec o dată. Surprize! Surprize, surprize! Cavalerul de spade vine, vă salvează, vă ia pe sus. Cavalerul de spade spune nu, că acest cavaler de spade este mai dur, este prea sobru, prea logic, prea rațional, prea direct, dar prea direct vă spune că vă iubește. Prea direct vă spune că e fericit cu voi și că vrea să vă facă fericite. Da, este o opoziție apă, spadă, sau mai bine zis, emoții, mental, dar acest cavaler, în timp ce am amestecat, acesta e un mesaj în plus, da? Apropo de înflorire, poate ceva vă va face fericiți, într-un mod neașteptat. Și nu zic musai că niște vești, niște situații. Niște situații, totuși, pe voi vă vor face fericiți. Vă veți găsi stabilitatea, am zis, vă veți agăța, da? Vă veți agăța într-o relație sau relația în care sunteți se transformă. Nu știu ce am zis transformare, dar probabil că o să apară într-un fel sau altul. Pentru că 5 înseamnă schimbare și trecem din 5 înspre 6, înspre armonie. Am schimbat ce a fost de schimbat, probabil mai schimbăm și la anul. O să vorbesc și despre anul care este foarte și mai provocator decât anul acesta. Însă, vești, vești bune. C-or fi acum, c-or fi la un moment dat, veți avea niște vești bune. După ce? După o perioadă, într-adevăr, de așteptări, de blocaje, de muncă, de tăcere, dar din care, dragii mei, se presupune că veți fi învățat sau veți învăța sau ați învățat, pentru că și nouă de bâte învață și eremitul învață, fiecare din perspective diferite. Deci un mesaj în plus, da? Pentru dragii mei, cei care ați ales numărul 1. Acum, mai amestec, hai. Odată. De două ori și de trei ori. Tăiem cărțile.
Surprize, surprize, să fie frumos, vrem frumii. Ia, central am făcut, da? Central. Ah, iubii! O luați de la zero. Am zis, vă agățați într-o nouă direcție, eventual și înfloriți acolo. Ia uitați ce frumos, măi, ce sincronicitate! Nu-i așa, măi, iubirilor? Nu-i așa, uite floricica! O luați de la zero, aici confirm. O luați de la zero, aveți o floare, aveți sămânță, sămânță de credință, de frumusețe, de credință, pentru că ați învățat. Aveți un prieten, mai mulți prieteni, nu știu câțiva, dar cel puțin unul, cum e mura mea, unul loial, unul care vine prin foc, prin sabie, Senkievich era, da? Cu voi. O luați de la zero, central, da? Ah, măi, acel neprevăzut pe care l-am văzut mai devreme, provocarea este să renunțați, evident, să renunțați la construcția veche, încă, probabil, încă mai țineți de această construcție, schimbarea este necesară, încă se va mai face și, și ce va veni în anul următor, nu mai zic. Dar, provocarea este să lăsați să se dărâme vechiul și să luați de la zero. Cu zero și trăsnetul, e o revelație. E o revelație. Și vedeți că unde vă veți duce așa, cu puțin, eu simt, așa simt. Rămâne de văzut. Ați văzut și voi, au venit 10 cupe. Într-un mod neprevăzut veți avea parte de o bucurie. La un moment dat va fi o bucurie. Cel puțin la un moment dat. La baza acestei construcții în anul 2022. Este un as de monede. Dorința voastră, probabil de anul ăsta, din alt an, din cine știe ce moment, de a manifesta acest 0 și 1, de a pune în practică o nouă direcție, un nou proiect, eventual o nouă relație de lungă durată. Că este această dorința voastră sau a cuiva. Și începe și voi să manifestați dorința persoanei, pentru că e în concordanță cu ceea ce vrea universul de la voi. După cum vedeți, galbenul se regăsește în ambele. Ași, în general, sunt energii care vin mai puțin în plan terestru. Sunt vibrații, sunt potențiale, sunt oportunități. Și când apari și spuneți, vai că nu mi s-a întâmplat nimic, să știți că este din cauza voastră, pentru că voi nu știți să vă folosiți oportunitățile, potențialele, energiile care vin în preajma voastră. Dar nu stau acum să vă cer, Doamne ferește, nu. Ideea era să vă anunț că e bine să fiți atenți, să faceți diferența între oportunitate și realitate. Însă dorința voastră aici, nasul de monede, este să puneți în realitate o nouă cărămidă, sămânță, da? Sămânță. Că și pentagrama poate fi sămânță, este structură, este materie. Și sunt floriți. În altă parte, eventual. Anul acesta. Asta poate să fie la începutul anului, la un moment dat, într-un alt an, da? Eu zic că anul acesta ați avut de-a face cu niște mincinoși. Eventual v-ați păcălit. Ați tot crezut că poate reconstruiți acest turn. Lăsați-l să se dărâme. Turnul e o construcție care necesită timp. Știu că investim în acea construcție energie, dragoste sau ambiție. Sau investim, da? Bani. Bani. Dar dacă nu merge, nu merge. Acum acest 7 de spade poate să reprezinte, cum am spus în ultima vreme, e foarte important, felul în care ne-am păcălit. Da, ne-am pus singur piedică, da? În calea manifestării. Am crezut că putem construi într-o direcție sau în aceeași direcție. Nu. Asta este trecutul. Doamne ajută că îi face parte din trecut. E bine. Să se ducă. Dacă aș putea să întorc, așa cartea ar fi minunat. Dar iar a venit cu un scop, da? Să ne avertizeze, da? Eventual. Să nu fugim nici de acest turn, să nu fugim nici de zero, da? Să nu fugim de noi și dacă alții au fugit de noi și dacă alții au fugit și au manifestat lipsă de sinceritate, de consistență, de loialitate, am zis că aveți aici totuși pe cineva loial, da? Învățați din lecția pe care o vă oferă.
ca să nu fiți ca ei. Nu întâmplător îi mai întâlnim. Să ne aducă aminte. Că nu toată lumea este ca noi și noi trebuie să rămânem încrezători, da? În viitor, 7 de cupe. Aveți potențiale? Ah, ce frumos! Mai începeți anul cu acest 10 de cupe. Într-un mod neprevăzut. Ia. Mai, ce frumos, ce frumos, ce frumos. 10 de cupe. Se întâmplă ceva mai la începutul anului. De o să fiți foarte fericiți. Foarte fericiți. Începeți o relație. Într-un mod neașteptat. După ce ați fugit, oricineva a fugit. Cavalerul de spade, poate, respectivul, acel cavaler, bărbat, femeie, nu contează. Un personaj care a fugit de voi, posibil să se întoarcă. Să zică, nu, eu de fapt sunt fericită. Sau fericit cu tine. Da, mi-a fost rușine să zic, mi-a fost jenă că nu se zice așa ceva. Dar de ce să nu se zic? Da? 10 de cupe pentru mine este cartea cu dedicații la dragoste. Dedicații de dragoste. Te iubesc. Ah, ce frumos! Te iubesc pentru că te iubești. Sfatul 9 de cupe, asta. Iubiți-vă și veți fi iubiți. Da? Respectați-vă și veți fi respectați. Sfatul, știți, cei care mă ascultați de mai mult timp, multe emoții. Dați voie emoțiilor să se exprime, să iasă din voi. Dați-ne dreptul la viață. Pentru că dacă sunt pozitive, înseamnă că și mentalul e pozitiv. În momentul în care nu le dați voie, vă blocați și mental. Mentalul și emoțiile, spadele și cupele, foarte ciudat, nu? Foarte ciudat, dar merg mână în mână. Nu pot unele fără altele. Sfatul este iubiți-vă. Bucurați-vă de ce ați realizat. Iubiți-vă așa cu zero, cu Floricica, cu cățelul Mura, Nera. Nu sunt curioasă ce o să fac cu Nera încă îi caut stăpân. Doamne, ajută să-i găsim stăpân. Să-i găsim. Adică eu și cu Mura. Exterior, luna. Niște, probabil, secrete, confuzii, chestiuni care țin de mamă, de casa a patra, a familiei, vă mai influențează, vă vor mai influența. Poate, ar fi frumos să clarific, dar nu mai am timp să fac cele patru variante. Luna înseamnă foarte mult. Da, am zis, aveți grijă în ce fel de energii începeți anul, ca să rămâneți până la sfârșit și să construiți acest zero, da? Să construiți ceva de durată. Nu să fie doar o fericire trecătoare. Hai să pun și celelalte cărți și apoi mai spun. Și interesant, 7 de bâte a apărut și anul trecut. 7 de bâte, de ce vă este teamă? Eventual, de cei care se mai luptă să vă țină în preajma lor. Unora vă este teamă eventual că trebuie să vă luptați prea mult pentru acest zero, pentru această fericire zero, adică în momentul acesta de nou, de potențial maxim, de fapt, zero înseamnă potențial maxim. Posibil vă mai pun oameni, niște blocaje, dar blocajele sunt tot din cauza fricilor. Cine încearcă să se lupte pentru voi sau să vă blocheze, o face tot din frică. Da? Ah, interesant ce vă doriți. Marea preoteasă. Dacă vreți să creșteți spiritual, aveți potențial anul care vine, dar trebuie să fiți foarte, foarte atenți ce alegeți. Vă voi spune într-un video special. Foarte atenți ce alegeți. Dar se pare că vreo carte, ce reușiți să faceți? Oh, mai! Marele, am zis, e creștere spirituală pentru foarte mulți. Eu sper că aici, pe acest canal, aici, asta vreau să
promovez, da, creșterea spirituală, creșterea personală. Nu stau să vă vând povești de dragoste, deși se pare că uneori mai ies în etalări și povești de dragoste, ni să susțin construcțiile vechi, relațiile karmice. Nu, de la mine nu așa ceva. Să vă susțină oricine vrea să-și facă publicitate, să facă bani, să vă cânte în strună, să vă păcălească. Nu. În acest canal mă strădui și eu cât pot, cât pot, să vă îndemn către creștere spirituală. Și după cum vedeți, veți reuși. Veți reuși să aveți creștere spirituală, să schimbați ce ați început să schimbați în anul acesta. E 5, e 5 din acest an. Dar îl simțiți, nu că n-ați schimbat. Probabil că niște schimbări foarte intense vor veni acum la sfârșit de an, început de an, sfârșit de 2021, început de 2021, și veți simți la sfârșitul anului că ați câștigat această poziție. Marea Preoteasă și Marele Preot. O intuiție fantastică, o credință, apropo de zero, credință. Da? Dar asta se face prin dragoste față de voi, prin conștientizarea cupelor, talanților pe care le aveți, da? Și cum vă bucurați de ei. Bine, ar trebui să clarific, dar în principiu, cam asta e o etalare generală. Ce reușiți să faceți? Posibil cu unii, pentru unii, vreau să zic, pentru unele persoane, cu unele persoane, vă puteți căsători, dacă asta vreți. Dar pentru mine, știu că foarte mulți spun că împăratul și împărăteasa reprezintă flăcările gemene, dar pentru mine mult mai mult reprezintă Marea Preoteasă și Marele Preot flăcările gemene. Pentru că, într-un fel sau altul, în momentul în care cei doi foarte diferiți, unul destul de strict, celălalt foarte subtil și flexibil, amândoi intuitivi, amândoi inteligenți, amândoi profesori, unul mai în ocult, în secret, celălalt pe față. Dar pot să fie două aspecte ale voastre, feminin și masculin, în momentul în care crește și atinge acest grad de credință, de inocență. Of, dacă aș citi unii despre sufism, ați înțelege cam ceea ce vreau să zic, dar poate, pentru că știu că am public fain. Pentru că vă doriți să creșteți spiritual, să vă regăsiți această intuiție și conexiune cu divinitatea, cu energia feminină pozitivă, veți manifesta. Și în public, pentru că Marele Preot predă în public, ceea ce parte din înțelepciunea la care veți ajunge, schimbările prin care ați trecut 5 anul ăsta, la această cuspidă între ani, eventual și în toată experiența voastră de viață. Am zis, pentru unii posibil, ori, depinde ce sunteți, vă doriți un personaj cu luna și cu Marea Preoteasă, dacă sunteți bărbați, probabil o femeie misterioasă, profundă, sensibilă, există acest potențial. Și să vă doriți să fiți împreună și să aveți această posibilitate, Marele Preot. Dar, repet, nu ține de căsnicia tradițională. Chiar dacă Marele Preot reprezintă tradiții, nu. Ah, și câte văd, dar nu pot să spun unele lucruri. Pentru că țin de politică, ca să înțelegeți de ce nu. Pentru că țin de politică. Dar, acum, în viitor, 7 de cupe, aveți această opțiune. Interesant, wow! Interesant, dintre toate opțiunile pe care le aveți, aveți una care duce la creștere spirituală. O vedeți? O vedeți cum o văd și eu? Nu vă arăt, vă las pe voi să o vedeți. Da? Dintre toate opțiunile. Da, par confuzii, par vise, dar voi din acele visuri, din acele confuzii, opțiuni, preluați ce este necesar, lecțiile prin Marea Preoteasă. Eventual pe cale nocturnă, noaptea, haide să nu mai vorbim doar de oameni, această influență lunară poate să vă influențeze și în bine, și în creșterea voastră spirituală, și în conexiunea voastră cu divinitatea, da? Că avem multe elemente care țin de apă, de emoții,
Dar, repet, emoțiile fără gânduri pozitive. Așadar, aceasta să fie o lecție, pentru că 7 înseamnă Saturn pentru mine, o lecție de care vă detașați, o învățați. Învățați și veți preda. Veți preda și voi din ceea ce ați învățat. Repet, pentru unii poate să fie o femeie misterioasă pe care vă doriți alături de voi, sensibilă, deocamdată să fie relația în secret, o perioadă să fie în secret, pentru că aveți oameni invidioși care se pot opune relației. Este o relație neconvențională cu turnul, total diferiți, șocanți de diferiți, dar asta e. Pentru unii. Și totuși, până la sfârșitul anului viitor sau eu știu când, la un moment dat, în timp, să creați această consistență în relație și stabilitate. Aproape ca o căsătorie. Și căsătoria, dragii mei, vă spun, nu este obligatoriu să o faceți în fața bisericii, ci în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este biserica. Dumnezeu este tot ce este în jurul nostru, da? Este oriunde. Și pe un câmp, da? În fața soarelui, vă puteți căsători voi doi, flăcări gemene. Dacă știți că vă iubiți, da? Și simțiți să creați acest legământ, vă, cum se zice, da, legământ. Un jurământ. Dar dacă știți, simțiți, cu niște cărți vă arată, că sunteți suflete perechi, flăcări gemene? Nici nu mai aveți nevoie de acest contract, pentru că el a fost făcut în alte vieți. Da? Asta ca să vă mai spun una în altă. Nu aveți nevoie de contract. Contractul a fost semnat în alte vieți. Și la flăcările gemene nici nu e nevoie de contract. Pentru că înseamnă Saturn. Și Saturn restricționează și flăcările gemene n-au nevoie de restricții. A, au nevoie să învețe, au nevoie să-și aducă aminte cine sunt, au și ele nevoie să crească într-adevăr. Dar e altfel de creștere jupiteriană, solară, lunară inclusiv, dar nu saturniană. Așadar, pentru unii, vă anunț, chiar dacă veți rămâne singuri, este o alegere pe care o faceți tocmai pentru că aveți o misiune. Veți trăi și veți vedea. Dar pentru unii, nu pentru toată lumea. Ia uite. La capătul setului de cărți, împărăteasa. Da, cineva vă vede ca pe împărăteasă. A fost o tăcere. Pasiunea a fost între voi. S-a dorit colaborarea, dar din niște motive nu s-a colaborat. Poate au fost relații karmice, poate au fost probleme financiare. Da? În tot acest timp, un personaj s-a uitat la voi. Voi, între timp, ați crescut, doamnelor sau domnilor. Da? Ați crescut, ia uite, apropo de înflorire, da? Ați crescut. Eventual veți mai crește. Da? Veți mai crește și veți încheia o perioadă în care ați muncit în direcții neprofitabile sau nepotrivite vouă. Veți crește ca o floare, ca o împărăteasă, da? Nu doar, deci o floare cu care veți crea o grădină, grădina voastră interioară și exterioară. E o energie feminină, în mod special apare, care se eliberează de constrângeri, de responsabilități stupide și devine conștientă de ceea ce este. Acum aceeași energie se poate manifesta și în viața unui bărbat, da? Eventual, dacă sunteți bărbați, probabil că vă veți implica total în relație cu această femeie, pe care, dacă nu știți, o să o cunoașteți, pentru că este un zero, da? O să o cunoașteți într-un mod neașteptat, este și un turn. Și cunoștința cu acest personaj, această femeie, vă va provoca să vă recunoașteți minciunile pe care vi le-a spus sau relațiile prefăcute, nesatisfăcătoare, false, pe care le-ați trăit, cu voie sau fără de voie, a voastră sau altora, da? Și vă va provoca să reconstruiți ceva în viața voastră.
Da, pare un ideal. Ar trebui să clarific, dar deja am spus foarte multe. Hai să vedem. Energia generală trebuia să o de la început. Pentru numărul 1. Energia generală pentru numărul 1. În anul care vine. Hai să vedem. Energia generală. Deja probabil că am spus. Of, ia. Spark. Ce frumos, interesant. Spark. Moonlight, interesant, la capătul setului de cărți a apărut luna. Apropo, luna o aveți ca influență exterioară. 5 și cu 1, 6 este vibrația anului care vine, da? Dar ce văd eu aici? Sau mi se pare, nu? Ia să vedem. E o bufniță. Vedeți? Bufnița pentru mine reprezintă mentalul, este energie de spade pentru mine, bufnița, pe care o ador. Face parte din categoria urilor, da? Uri, bufniță, pe care iubesc. Deci, energia mentală, felul în care gândiți, vă determină și emoțiile, da? Iar e o combinare între rațiune și fantezie, comunicare telepatică, probabil. Aha, mersi mult. Dar comunicarea telepatică cu cineva vă va influența. Dar nu e vorba doar de telepatie, e vorba și de lucru cu energiile lunare, lună plină, lună nouă, dacă știți să lucrați. Evident că poate să fie și o persoană, dar veți trăi și veți vedea. Pot să fie toate mesajele pe care le transmit. Nu doar unul, nu doar două. Chiar toate. Aveți timp tot anul să manifestați 12 luni, să manifestați și o persoană și ciclul lunare și vis și telepatie și inspirație divină, nocturnă. Deci aveți timp, dragii mei. No hurry. Acum, spark. 3 și cu 4. 7. Aveți, ia uite, 7, 7, 7, 7 este creștere spirituală, este un număr spiritual. Dar, interesant. Probabil că poate ori voi, ori ei, sau cineva din viața voastră face muzică și va comunica prin muzică ceva. Un mesaj în plus. Asta simt. Ar fi primul mesaj care exprimă comunicare. A, după cavalerul de spade, care în spada sa a venit cu 10 cupe. Sau pe lângă spada sa, spadă, poate să fie arcuș, da? A venit cu 10 cupe, cu emoții. Spada poate să fie și vocea. Poate că acel cavaler de spade are o structură mentală diferită. Interesant, cuvântul era diferit. În ce sens? Neconvențională cu turnul. O persoană neconvențională care gândește altfel decât restul lumii. Și poate este reprezentat de acel cavaler de spade, tocmai din cauza neconvenționalității sale. Unor poate să fie direct, dar altor poate să fie foarte emoționant, interesant. Că sunteți voi, că acel personaj veți trăi și veți vedea, sper să vă aduceți aminte dacă vă întâlniți cu acel, nu știu, ar putea să fie muzician, da? Sau cineva care face muzică, bărbat, femeie, nu contează, da? Zic și eu, da. Când zic doctor, zic, mă gândești la femeie, nu zic doctoriță, da? Muzician. Muzician. Sau dacă nu e muzician, cineva care folosește cuvântul într-un mod care aduce emoții. Nu știu, publicului, celui care ascultă, creează stări de bine, pozitivitate, optimism, încredere celor din jur. Adică are o vibrație, cuvântul are o vibrație puternică. Nu e obligatoriu să fie muzician, poate orator, poate, da? Acele scântei, scânteie de divinitate, scânteie de inspirație, scânteie de dragoste, de bucurie. Un mesaj de la îngeri. Pentru numărul 1. Eventual, dragii mei, cu marele preot am zis ca și final, ca și reușită pentru cei care veți preda în public niște lucruri, da? Pe care le înțelegeți, pe calul intuitivă, noaptea, prin, am zis, acel lucru, nu neapărat ocult, dar în secret, da?
în secret cu Marea Preoteasă și cu Luna. Explicând sau exprimând în public anumite lucruri, veți avea posibilitatea să aduceți bucurie în viața oamenilor. Nu o să-i confuzie, nu, să-i ajutați să vadă dincolo de nor sau în nor, să vadă oportunitățile. De fapt, dragii mei, nu pe nori vine noua împărăție. Pentru cine are urechi de auzit, nu pe nori vine noua împărăție, pe nori vine. Ia uitați, mesaj de la îngeri. Dragostea este peste tot în jur. 16. Iar 7, da? Iar 7, care include 6-le pe care îl vom manifesta în acest an. Ia uite, limbajul dragostei. Și nu vorbesc doar de cuplu, 3 și cu 5 transformare. Am vorbit-o de transformare la început, dar poate că e în cuplu vostru, voi cu cineva veți descoperi acest limbaj special pe care doar voi doi aveți. Mamă, sunteți autentici sau cel puțin unul dintre voi. Dar cred că un om autentic n-are cum să stea lângă un om fals, asta este clar. Vă zic din experiență, da? Îi mirosiți imediat. Mai devreme sau mai târziu îi mirosiți pe cei falși, pe cei care încearcă să imită sau să vă imite. Și n-au cum să stea în preajma voastră. Zero este foarte autentic. Bă, ce mi-e în gușă și în căpușă, nu? Sau mai era o expresie, că tot calcă, da, calcă undeva necunoscut, da? Da, nu e elegantă pentru acest moment. Da. Asta e. Îmbrățișați-vă emoțiile și aveți destule, veți avea o grămadă de emoții, dar dragii mei, bucur că o să fie emoții pozitive. Ah, e uniunea inimilor. Am zis flăcările gemene pentru unii, sufletele perechi. Considerați fundația pusă. Măi, unii. Repet, și nu e vorba de căsătorie. E vorba de consistență și de implicare totală, dar nu totală. Tipic, hai să facem o casă și niște bani. Nu, nu. Implicare totală energetică, spirituală, emoțională, mentală, creativă cu sparkul. Sparkul. Eu combin cuvintele, da? Ia uitați, dragostea este peste tot în jur. Și nu știți când vine dragostea, într-un mod neprevăzut. Cu acel cavaler de spade, cu acel turn, într-un mod neprevăzut, vine fericirea în viața voastră. Soarele pe strada voastră. Ia uitați, și văd aici un cavaler. Ia uitați-l. Îl văd aici. Haideți să vi-l arăt. Și vă fură. Ia uitați-l. Nu sunt doi? Vă fură cavalerul. Cavalerul de spade e o persoană foarte determinată. Când spune, bine, sunt doi cai. Vă face roșii vouă de un cai. Da, ceva frumos se va manifesta pentru voi. Iac. Ceva frumos. Hai că deja am vorbit 30 de minute, trebuie să fac și celelalte etaleri, dragii mei, ce frumos. Până strâng cărțile, ce ar mai trebui să spun? Când începeți anul, începeți anul cu această încredere, cu această încredere că puteți fi fericiți. Da? Sfatul este să vă iubiți, să vă bucurați de reușitele voastre de viață, să depistați unde v-ați păcălit, nu doar unde v-au păcălit alții, dar unde v-ați păcălit și voi. Și mai dați-mi voi un pic cât este. Să trag un pic cu ochiul. Ce spune la acest? Da. Vai, ia uitați ce spune. Știți engleză, da? Pentru cei care știți engleză, puneți pauză și citiți. Eu am interpretat altfel intuitiv, voi puteți să citiți, da? Vă puneți pauză și citiți. Reverse. N-avem treabă noi cu reverse, dar sunteți un canal pentru creativitate, pentru a manifesta creativitate, pentru divinitate, da? E frumos, e frumos. Cam atât deocamdată. Sper să mă lasă vecinii. Doamne, rugați-vă și voi să mă lasă vecinii. Da, să fac etalarea în continuare, în liniște. Dacă nu, o să vorbesc mai tare ca să-i acopăr, da? Acum, dragii mei, cei care ați ales numărul 2, clopoțelul. Clopoțelul. Cei care ales clopoțelul, ați ales roz. Roz pentru mine, dragoste necondiționată. Pe care începe să o apreciați, să-i puneți fundiță. Vă dați seama că, de fapt, aceasta este cea mai importantă, fundița aurie, da? Adică o chestie foarte prețioasă.
Vă dați seama că nimic nu e mai valoros în viață decât dragostea. Decât dragostea. Un mesaj în plus, ce aveți? Ia uite. 6 de spade, dar a venit invers. 6 de spade. Se întoarce cineva, ori se întoarce cineva în viața voastră. Este marea preoteasă. Da, există, da. Pentru unii un mesaj în plus, împărăteasa, o persoană foarte specială și marea preoteasă. Între voi, haideți să vă dau zodie, deși neobligatoriu împărăteasa poate să fie oricine, marea preoteasă, oricine. Dar cineva cu marcaj puternic în un Venus puternic și un Neptun puternic. Dacă vreți, Taur, Balanță, Pești, Rac, Scorpion, 6 de cupe. O legătură foarte profundă din alte vieți. Dorința de a vă împăca, pentru că această legătură foarte profundă a fost ținută în secret, nu a fost exprimată. S-a dorit detașarea mentală a cuiva, a voastră sau a lor. S-a dorit detașarea mentală de această persoană, de această legătură dintre voi doi. Și nu se poate. Nu vă puteți detașa. Și atunci, cine a încercat să se detașeze, posibil să se întoarcă. Da? Posibil să se întoarcă. Pentru că 6 de spade înseamnă și călătorie. Acum, hai să mai amestec o dată. Pentru numărul 2. În fața voastră, da? Hai. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Haideți să ne uităm aia, că parcă mi s-a părut că vrea. Ce înseamnă 8 de monede. Cineva vrea să muncească, voi trebuie să munciți în a manifesta această dragoste necondiționată. Pentru că trebuie să o demonstrezi, nu? O dată, de 2 ori și de 3 ori. 2022. Ce sunt astea? 4 de spade. 4 de spade. Analizați. 2 de spade. Mai ați început cu prea multe gânduri. Prea multe gânduri. Poate că această dragoste o regăsiți până la sfârșitul anului, sper. Deocamdată, în sufletul vostru, vă vindecați. Provocarea este să alegeți mai repede între acest proces de vindecare. Da? 3 de spade, vă vindecați de acest 3 de spade de răni și manifestarea asului. Aici este provocarea. Este acest 2 de spade. Ce alegeți? Să exprimați sau să stați pe loc și să meditați? În trecut aveți regele de monede. Că sunteți voi căsătoriți, că vă gândiți la cineva căsătorit. Pentru mine e o persoană tradițională care se gândește la bani în general, să aibă un job important, cât mai bine plătit, o poziție socială, politică importantă, oamenii să-l respecte, da? Că sunteți voi, că sunt ei, vedeți. Dar în trecut, cândva, și voi, chiar dacă nu sunteți voi, ați fost influențați de acest stil de a gândi. Că un bărbat stabil trebuie să aibă un job bun, o poziție socială, profesională bună și să se implice financiar în relație. Dar în relație înseamnă mai mult. Și probabil că aici descoperiți dragostea necondiționată. Ia uite, 3 de spade. În ultima vreme, anul ăsta, ați fost răniți. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ați fost răniți. Ah, nu, 5. Dar rămâne și 3, pentru că avem, da, oricum, 2, 4, 5. Dar clar ați fost trădați. Ori anul ăsta, ori la un moment dat. Pentru că în suflet aveți acest sentiment de dar dacă o să pățesc cum am pățit cu X sau cu Y.
E o neîncredere. 5 de spade iar. E o neîncredere. Știți că aveți oameni în preajmă care v-au influențat negativ, au vorbit negativ, v-au bârfit, v-au pus bețe în roate, da? Dacă vrei să faceți o schimbare, să luați o decizie importantă în această perioadă și în anul care vine, vai, ce an care vine, va trebui să discerneți bine. Într-un fel, dintr-un punct de vedere, e bine că ați început cu acest 4. E bine. Pentru că asta înseamnă că ați învățat ceva în 5-ul acesta pe care tocmai îl încheiem, da? Anul care a fost, în care mai suntem încă, da? A fost marcat de numărul 5. Am vorbit despre numărul 5 la începutul anului. Puteți să ascultați acel videoclip. 5 de spade, conflicte. Conflicte. Vești neplăcute, influențe neplăcute care vă obligă, da? Să schimbați ceva, să vă detașați. Ați văzut, a venit 6 de spade, dar invers, încă trageți înspre 5. Dar se va face schimbare, eu cred că se va face schimbare, pentru că acest clopoțel, dragii mei, sună. E o avertizare, este un, da, este un judgment day, este un call, cum apare în alte etalări, este o chemare la altceva. Hai să vedem. Trebuie să-mi adaptez etalarea și din punct de vedere al întregului an. În viitor aveți 7, deci la sfârșit, până la sfârșitul anului vă pregătiți pentru anul 7, anul care 2023. Dar hai să vedem cum. Până la sfârșitul anului, undeva în viitorul îndepărtat, să zic sfârșitul anului, poate chiar peste 2 ani, veți fi luat decizia cea mai importantă și vă veți fi orientat către destinul vostru. Posibil acest rege de monede să nu fie destinul vostru adevărat. Este acea construcție tradițională financiară în care majoritatea am fost educați, nu doar de familie, dar și de mass media. Ia uite, cine vine? Rozul. Vine rozul cu iubirea necondiționată. Vedeți? Vedeți cum este îmbrăcat, exact cum este clopoțelul. Da? Cineva vă oferă dragoste. Valetul de cupe, în prezent și în viitorul apropiat. Prezent. Mai degrabă viitorul apropiat, să zicem. Să zicem, viitorul apropiat și viitorul îndepărtat, faeton. O energie total diferită, colorată exact cu auriu, cu ocru, cu roz, cu, da? Vulnerabilă, care își expune sufletul. Ia uitați, toată zona toracică este descoperită și expune sufletul, își exprimă emoțiile și le oferă necondiționat. Acum, poate să fie un copil care vă învață acest lucru. Poate să fie mesajul sau comunicarea cu cineva foarte diferită de voi, da? Care vă provoacă, persoana respectivă vă provoacă să alegeți. Lumea aceasta de gânduri practice, în care ați stat până acum și care trebuie schimbată 5, încă n-ați făcut schimbarea, probabil că va mai dura un pic, dar trebuie să luați decizia respectivă. Aici e provocarea. Să vă vindecați. Odată decizia luată, vă aduce și vindecare de acel trecut. Pentru că aici v-ați rănit, v-ați păcălit singuri. Hai să vedem. Exterior. Regele de foc. Sfatul este să vibrați și voi cu pasiune. Nu să vă gândiți doar la stabilitate. Să fiți creativi. Apele și focul sunt foarte creative. În sensul că nu trebuie să creezi ceva practic ca să fii creativ. O chestie energetică, emoțională, spirituală. Posibil, sfatul este să vă exprimați și din punct de vedere sexual și emoțional, poate pentru unele doamne să existe doi domni, da? Și să trebuiască să alegeți între doi domni pentru unele doamne. Ce vă mai influențează? 6, cât arată? 8 de spade, da? Aici este cineva cu un blocaj mental, probabil oamenii, da? 8. Programarea mentală.
cu alte cuvinte, oamenii care sunt programați mental într-o direcție negativă, cum am exprimat mai devreme, că e soț, că e soție, poate să fie și soție în energia sa masculină, dominatoare, care vrea să vă impună, să vă ceară bani, să... Ia uite, 6 de monede la capătul setului de cărți, da? Oameni. Și sfatul este să mergeți înspre ce vă instigă, da? În ce sens instigă? În sens frumos, ce vă stimulează creativitatea și sufletul vă atrage. De ce vă este teamă de regina de cupe? Hopa! Exact de personajul ăsta. De fapt, neapărat de personaj. Vă atrage, dar vă și sperie. Regina de cupe. Personaj care vă hrănește emoțional. Personajul acesta. Și eu nu vorbesc despre zodii. Să mai văd și alte cărți. În primul și în primul rând, dacă cineva vă arată emoții, pasiune, această dragoste necondiționată, vă este teamă să vă exprimați și voi, vă este teamă să fiți vulnerabil, pentru că aici n-ați făcut încă schimbarea, urmează să o faceți în anul care vine. Vedem. Uf, 10 de spade. E, până la urmă, totuși o să încheiați ciclul acesta în care oameni din preajma voastră, poate tatăl, poate șeful, poate soția sau soțul sau cineva, din stilul vechi de viață, din lumea veche, v-a programat, așa sunt cei programați. Dar nu e treaba noastră și nici a voastră ce fac ei cu programele lor mentale. 10 de spade. Până la urmă, ce vă doriți să încheiați acest ciclu? Da. Vă veți da seama. Vă veți da seama. Că această influență este negativă. 8 de spade vă blochează. Cineva e blocat mental, nu găsește soluții și tot timpul ce nu, că nu se poate, că nu aia, că nu ai altă, că ia uite ce se întâmplă, că uite ce valul vine, valul trece, da, ce valuri vin, da, chestiuni de genul ăsta. Influențe care le auziți și în mass media, nu apărat în persoanele apropiate, în preajma persoanelor apropiate, da? Influențe, gânduri, noutăți. Că nu se poate, că nu putem să facem. Ok, nu poți. Practic. Dar poți emoțional, spiritual, creativ. Cer, oh, vai, ce mă bucur. Dragii mei, vă pup, ce reușiți să faceți? Veți, vă veți echilibra emoțional. Wow. Regele, regina de cupe și valetul de cupe. Deci până la urmă, până la urmă, vai ce frumos este. Cuplu divin. Până la urmă vă veți vindeca de aceste influențe negative. 5, 8, da? Oameni care v-au transformat viața într-un mod nepotrivit, ca să nu zic negativ. Și veți alege un nou destin, da? 2 de spade, alege, faetonul, alege înainte să pleci. Și atunci 6 de spade care a venit acum invers, îl veți răsturna și veți urma calea destinului. Vă veți duce către oameni care își exprimă emoțiile. Regele și regina de cupe. Și nu o să vă mai fie frică de regina de cupe. Nu o să vă mai fie, să zic, neîncredere în valetul de cupe. Nu o să-i mai desconsiderați sau să ziceți că sunt imatur emoțional pentru că sunt vulnerabil. Nu. Asta în cazul în care sunt niște persoane. Dar cel mai important este că dacă reușiți și voi cu pași mici, uitați ce frumos e, cu pași mici, hai să zicem că nu e un personaj, că sfatul este să fiți voi autoritari. Să nu mai stați să depindeți de alții, dragii mei, vă îndemn din tot sufletul, fiți pe cont propriu, deschideți-vă afacerea voastră, asta înseamnă regele de pâte, fiți creativi, exprimați-vă, sexualitatea, e interesant să nu împășură, sexualitatea, emoțiile, ideile, da? Exprimați-le și creați ceva nou. Fiți încrezători în voi, asta e sfatul. Fiți încrezători, nu vă lăsați influențați. Da? 8 de spade, 4 de spade, 5 de spade, da? Regele de monede. De tradiții. Regele de bâte nu-i tradițional deloc. Și asta e partea lui frumoasă. Fiți neconvenționali. Fiți originali. Fiți autentici. Acum, dacă reușiți să fiți așa, la un moment dat veți manifesta și valetul de cupe. Repet, poate cineva prin comunicarea sa vă inspiră. Vă cheamă mai degrabă. Vă cheamă într-un mod subtil. Hai, vino.
Vino și descoperă că ai emoții, că ai creativitate, vino și fii altfel. Și repet, dacă e desconsiderat, dacă ați considerat că sunt imaturi și că voi nu puteți să exprima, voi nu puteți să le oferiți aceleași emoții, până la sfârșitul anului vă veți elibera de aceste impresii negative și veți fi echilibrați emoțional și veți fi posibil partener pentru această regină de cupe, rege de cupe. În sensul frumos, repet, nu mă fixez pe zodii. Veți avea parte de un parteneriat emoțional în care vă hrăniți sufletul. Da. Și veți merge către destinul vostru. La capătul setului de cărți, 6 de monede. Ia uite, ce apare? Spânzuratul? Dar apare invers. Interesant. Da. 7 de cupe. Aveți multe opțiuni. Aveți multe opțiuni, dar... Iar apare împărăteasa. Împărăteasa, 6 de cupe și 5 de monede. Sunteți într-o relație karmică și o relație darmică. Adică o relație divină și o relație... Mamă, ce cărți! Marele preot și diavolul, împărăteasa. Între femeia voastră divină și femeia karmică. Sau între bărbatul divin și bărbatul karmic. Deci trebuie să alegeți, să faceți alegerile. Iar apare 6 despre care o să vorbesc la videoclipul pentru anul care vine. Întâlnirea cu acest suflet pereche, care vine din alte lumi, vă pune în postura să alegeți. Banii sau emoțiile, tradiția, lanțurile sau, da, societatea, sistemul sau dragostea. Dragostea necondiționată despre care am vorbit chiar de la început. Aici este opțiunea. Cea opțiune este asul de cupe aici. Trebuie să vă împăcați cu acest suflet și să alegeți valetul, asul, ce-o fi. Da? Și asta va însemna ieșirea din stagnare. Veți vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă divină, spirituală, în cazul în care n-ați fost. Veți începe să fiți spirituali. Da? Ieșiți din stagnarea aceasta față de emoții și de spiritualitate și veți avea parte de o relație în care există reciprocitate din punct de vedere, uitați, regele și regina de cupe, din punct de vedere emoțional, măcar. Haide, dragii mei, să vedem energia generală. Foarte interesantă etalările pentru numărul 2. Energia generală. Poate că ar fi trebuit să iau. Uite, ia. Ah, ce frumos, măi! Coming together. Deci până la urmă 8 transformare. Vă veți transforma viața. Golden Palace. Lăsați palatul de aur, dar regele de monede aici. Monedele, programele, tradițiile. Vai că nu puteți să faceți așa ceva. Poate să fie chiar familia. Cum? Cum să te duci tu? Cum să faci cu tare lucru? Ia uite. 8 transformare. Se va transforma viața voastră radical până la sfârșitul anului. Vă veți întâlni cu sufletul vostru pereche. După cum vedeți, interesant, foarte frumos. 3 inimioare, 3 cupe. Inima înseamnă cupă, da? Oh. Și veți fi împreună. 2 și cu 3, 5. Interesant. Sunteți într-o situație foarte... Se vor manifesta niște lucruri neașteptate în anul care vine, dar trebuie să faceți această making a choice despre care am vorbit, alegerea lui de spade. Dar, deocamdată, sunteți în această îmbrățișare tristă a voastră și a gândurilor care sunt proiectate înspre voi, dar aceeași cromatică, gânduri negative, este îmbrățișare tristă, da? Sunteți în acest noroi, apropo de monede, de pământ, sunteți într-un noroi care nu... Interesant, eu acum simt noroiul la rădăcina acestor pomi până spre pala. Degeaba e palatul de aur dacă trebuie să treceți prin acest noroi către el și prin această gheață. Este o construcție veche, tradițională, la care trebuie să renunțați și la care veți renunța pentru că
N-aveți altă variantă. Adică aveți altă variantă, evident. Dacă vreți să manifestați, asumați-vă această etalare. Dar va fi interesant anul care vine. Știu că ar fi trebuit clarificări, dar dacă stau să și clarific, nu mai reușesc să vorbesc. Ia uite, concentrați-vă pe dragoste, mai pe dragoste. Focus on love. Privește la ceea ce este bun în fiecare. Da? Iartă dragonul din tine, ego-ul din tine, din alții, obsesiile mentale, programările, iartă-i, da? Iartă-i, pentru că valetul de cupe poate să însemne și iertare. Iartă-i și oferă, da? Vedeți cum oferă? Oferă parte din emoțiile tale, din înțelegerea ta, din compasiune, empatie. Deci stimulează-ți, crește-ți, transformă-ți sufletul și crește-ți empatia, compasiunea, toate, aceeași cromatică frumoasă, da? Verde și roșu. Da? Și avem aici un verde. E chakra inimii. Regele de bute are inimă. Chakra inimii deschisă. Da, știu că verde înseamnă și bani, dar nu sensul acesta materialist. Atrag abundența, sporul și dragostea, pentru că au altfel sufletul, se exprimă altfel. Varianta lor pozitivă, dragii mei, da? Posibil cineva arată compasiune, interesant, poate aici sunteți voi sau altcineva arată compasiune, cine o fi, da? Față de ego-ul despre care am vorbit chiar de la început, altcuiva. Dar până la sfârșitul anului vă veți întâlni cu un suflet pereche care vă este drag, vă înțelege, vă simte. Păi nu asta e mai important? Să vă simtă? Să vă înțeleagă? Să vă vindece, ia uite. Alegeți, apropo de alegeri, alegeți dragostea. Primește cu primește. Cineva vă oferă în această perioadă sau în perioada următoare, vor fi comunicări de la suflet la suflet, care vă pot vindeca. Comunicarea în sine vă poate aduce patru de spade, dar trebuie să alegeți, să primiți cu apreciere, să fiți recunoscători, nu să analizați, nu să fiți critici cum e opt de spade, cum au fost alții, să evitați să fiți voi cum au fost alții cu voi, da? Este frumos ce văd. Este frumos pentru că, până la urmă, anul care vine este un an foarte greu, un an al alegerilor foarte importante și ideea principală este dragostea. Este dragostea necondiționată. Interesant ce mai sunt. Da, interesant, vedeți? În această imagine, cea mai mare inimă este cu această coroană. Da? De fapt, reprezintă ce? Dragii mei, reprezintă relația în sine. Coroana, regalitatea. Nu o găsiți, sau noblețea, nu o găsiți în bani, în genealogie, în structura, eu știu, mentală sau familiară, tradițională din care veniți, de fapt, noblețea, regalitatea, coroana. Coroana este chakra a șaptea, da? Acolo prin dragoste o deschidem, aceea dragostea de fapt ne încoronează, dar vă cheamă dragostea, vă cheamă, choose, vă cheamă dragostea. Acum, haideți să vedem. Pentru cei care au ales numărul 3, globulețul argintiu. Ce cărți am zis că folosesc acestea? Până amestec eu. Și nu amestec mult pentru că le-am amestecat deja. Uf! A venit înainte. Da, vreau să zic că e o relație la distanță, că e o situație la distanță, că este lumea, lumea, că asta e globul, e o lume. Nu? Și a venit faetonul, care călătorește peste hotare, peste mări și țări. Dar o nouă lume, faetonul, își ia lumea în cap către o nouă lume, către steaua sa, către destinul său. Probabil că fiind lumea, da? Lumea, globulețul, lăsați o lume veche și vă orientați către o lume nouă. Vedem, ia uite, patru de spirale. Poate vă găsiți și perechea divină la un moment dat. Faetonul. Dar pentru asta, dragii mei, trebuie să faceți niște alegeri foarte importante, pentru că faetonul este foarte decis și merge cu încredere, cu victorie, dar cum poate să meargă dacă nu a
hotărât și nu este convins de hotărârea sa, da? Pentru că are un cald alb și unul negru, yin și yang, energii negative și energii pozitive. Și aici trebuie să încheiați capitolul vechi ca să dați dreptul la capitolul nou. Regina de Pământ. În aceste cărți, Regina de Pământ face artă, se transformă. Transformă și prin ceea ce face știe să manifeste, să atragă abundență și transformări benefice. Hai să mai amestec o dată. Regina de Monede, în aceste de cărți, are o dată, de două ori, de trei ori. Foarte atentă la ceea ce vrea să creeze, da? Lumea nouă pe care vrea să o trăiască. O pune acolo în tablou, da? Poate că ea era într-un apartament, cum sunt eu acum, și își pitace un tablou cu o grădină, o pădure, da? Viitorul loc în care urma să fie la un moment dat. Înțelegeți? Central, Marele Preot. The Hierophant. Copilul divin. Este vibrația acestui an, finalul acestui an, unii dintre voi. Începe să vă conectați, dar provocarea, moartea. Pentru unii, vom vedea ce alte cărți, apropo de capitol vechi, nou capitol, o nouă lume, o nouă veche lume. Clar, se vede din prima dată și aici este un ghem, da, ghem, globul. Încheiați un capitol. Poate vă săturați de tradiții și vreți să mergeți înspre spiritualitate. Pentru că Marele Preot înseamnă și tradiție, înseamnă și spiritualitate. Depinde cum vreți voi să manifestați. Apropo de creativitate, în aceste de cărți se face foarte creativ. Vreți să declanșați în sufletul vostru, să descătușați, mai bine zis, copilul divin, latura voastră creativă, să ieșiți din cercurile restrictive, din relațiile care vă țin pe loc. Am zis să desfășurați acest gem, să vă extindeți într-o formă sau alta. Mai vedem ce alte cărți vin. La capătul setului de cărți. Nu la capăt, la capătul capătului. Marea Preoteasă. Rămâne de văzut niște secrete. Marele Preot și Marea Preoteasă. Un personaj misterios, un personaj cu niște puteri magice, niște secrete, dar în sensul profund al cuvântului, eu așa aș spune. Așa vreau eu să interpretez, să vă interpretați cum vreți, dar așa simt eu. Pentru că așa sunt eu ghidată. Dar vedem ce mai e. 7 de spirale sau 7 de foc. În ultima vreme, da, este, să zic, și vibrația anului care s-a încheiat. Mai mult în carantină, probabil 7 de, după cum vedeți, da? Mai mult în cușca voastră sau în bârlogul vostru decât afară. Dar acum vreți să vă extindeți. Și, dragii mei, expansiunea nu înseamnă musta expansiune fizică. Jupiter guvernează și săgetătorul, dar guvernează și peștii. Și atunci expansiunea poate să fie de natură creativă, spirituală, energetică și nu musai fizică. Poate că ați fost defensiv anul ăsta din niște motive. Ați observat, este bine dacă ați fost defensiv, pentru că ați învățat să observați ce vă reține restricțiile, tradițiile și ce vă îndeamnă la o nouă lume, la expansiune, că tot am vorbit de două lumi. Da? Ați învățat, sper, că 7 înseamnă și învățătură, lecția asumată. Ați învățat să vă creați și granițe personale, da? În relațiile pe care le-ați trăit. Și asta pentru că la un moment dat cineva v-a inspirat să vă descoperiți latura spirituală, magică, intuitivă. Sunt diferite, evident, nu sunt una și aceeași, dar... Sau pur și simplu, dacă nu, cineva, posibil pentru unii, practicând, îndrăzniți să practicați arta sau alte lucruri, ați descoperit acest copil interior, această nouă lume, o lume colorată. Era o melodie. Nu mai copii. O lume minunată în care veți trăi. Era ca melodie din tinerețe. Da, drăguț. Eram copilă, nu știu ce era. Constantinescu sau Constantin? Constantinescu era cântărețul. Deci, în viitor, zero, Merlin. O luați de la zero. Deci, anul care vine pune capăt tradițiilor, restricțiilor. Și o luați de la zero.
Vrei să manifestați altceva, magie. Vom vedea. Într-un fel, parcă seamănă și cu numărul 1, dacă vreți, într-un fel. Dar vedem ce mai apare. Stați, nu vă grăbiți. În prezent și viitorul apropiat aveți 5 de foc. Aici este. Învățați, dacă ați învățat, e bine că ați învățat să vă creați granițe personale, pentru că dacă vreți să puneți capăt tradițiilor și felului de a fi tradițional a unei familii, poate nu e familia pe care v-ați făcut o căsnicie, poate sunt părinții, eu știu, rudele, asta înseamnă marele preot, sau religia, care vreți să vă schimbați religia, da? Apropo de chestia asta, vor fi mari surprize și la nivel planetar, dar veți avea de înfruntat atacuri, vor fi dușmani, va trebui să vă luptați pentru acest zero, pentru acest copil divin, copilul vostru. Nu vorbesc musai despre copilul vostru, poate să fie și pentru copilul vostru, dar în primul rând ceea ce sunteți voi, copilul divin din voi, divinitatea, fărâma, că de-aia e ce copil, că e fărâma de divinitate, fărâma de divinitate din voi. Trebuie protejată, dragii mei, și spun ce spun pentru că știu ce spun. Da? Trebuie protejată. Puteți să fiți voi luptându-vă, da? Să vă protejați bârlogul, copilul divin, da? Fărâma de divinitate din voi. Pentru că mare preot înseamnă și credință. În suflet trebuie să vă păstrați credința, inocența, puritatea, creativitatea. Trebuie mai aveți ceva de dat, niște lupte de dat. Exterior, regina de spirale, muza, aveți un cineva, aveți pe cineva care vă inspiră, o doamnă posibil, dar nu obligatoriu, o energie feminină, creativă, blândă. Regina de pută în aceste de cărți e foarte blândă, e ca o căprioară, da? Vibrează, pozitivitate, optimism, eventual. Păstrați-vă această fărâmă și fiți voi, în pofida luptelor și a blocajelor care sunt, fiți voi, că este sfatul, da? Fiți voi așa. Fiți voi muză pentru alții, în artă, în spiritualitate. Exterior, ia uite, interesant, la numărul 2, în aceeași poziție a fost 8 de spade, în aceeași poziție este obsesia mentală a cuiva, blocajele mentale ale unor oameni. Repet, tradițional, programați mental să gândească într-un anume fel. Da, oameni care nu ies din frică și cu care, iar un 8, da, moartea reprezintă casa 8-a a scorpionului, da? Aici e 13, nu e 8, dar puneți capăt acestor blocaje mentale. Aici este provocarea. Mai vedem. De ce vă este teamă de putere? În aceasta va fi o luptă în voi și poate și cu unii. Pentru libertate, pentru spiritualitate, pentru a o lua de la zero și a manifesta altceva. Va fi o luptă. Vă este teamă eventual că v-ați pierdut puterea? Pentru că vor fi niște atacuri. Cineva nu vrea să renunțe. Dar poate să fie și teamă că n-aveți voi putere, dar în fața situației veți vedea că dacă aveți credință, aveți și putere. De fapt, asta înseamnă puterea. Marcaș puternic pe scorpion, văd. Și alte semne, și, în fine, evident, și taur, și semne de foc, și pești, scorpion, semne de foc și taur. Ar putea să fie chiar frica că nu o puteți lua de la zero.
vedem. 4 de spade. Ce vă doriți? Să stați voi cu voi înșivă și cu gândurile voastre. Aici, copilul interior. Să scrieți. Unii poate să pictați. Să fiți voi cu... Ah, Doamne, să vă vindecați copilul interior. Oh, și simt nevoia să vă îmbrățișez. Să vă vindecați copilul interior. Și să... Să zburați cu gândul în locurile acestea frumoase pe care le descoperiți prin artă, în voi înșivă. Eventual cineva vă inspiră, posibil, Regina de Bâte, dar ideea e ca voi să inspirați și pe alții. Dar ca să puteți să inspirați, trebuie din când în când, vă zic din experiență, să vă găsiți locul vostru, pacea voastră, da? Vreți să vă vindecați de toate aceste blocaje mentale, lupte, la care încă trebuie să faceți față? Dar, repet, este o lecție care vă învață să puneți. Asta e o carte foarte puternică, 7 de foc. Vă învață să creați granițe personale și să puneți capăt acestor lupte, da? Moartea. Ce reușiți să faceți? Cavalerul de pământ. Iluzionistul, așa zic ei. Dacă în sufletul vostru pare o iluzie, să o luați de la zero, pare un vis la care stați și mai, eu știu, vă aruncați cu gând în acel vis în care vă place să vă mai pierdeți sau să mai, mai bine să vă vindecați, veți reuși. Veți reuși să materializați acest vis. Adică să o luați de la zero și să vă recreați viața voastră. Să vă recreați un alt loc stabil. Să vă regăsiți credința, puterea manifestării. Frumos. Da, veți înțelege că acel moment zero care va fi în viitor va... Vă va chema într-o lungă călătorie de reconstrucție interioară, de regăsirea divinității, da, a credinței, a creativității eventual. Nu este ușor că renunți la o construcție veche. La capătul setului de cărți, ce avem? Valetul de spade și 10 de spade. Ia uite, lacrimi, restricții și totuși un as de cupe. Aveți un suflet perechi, ia uite, steaua, 9 de cupe, temperanța, probabil peste un... judecata, temperanța, le veți simți mai subtil. Probabil că e o călătorie, unii dintre voi trebuie să faceți o călătorie peste hotare, pentru că am vorbit de glob. Da? Să încheiați un nou ciclu, un nou capitol, o nouă viață, da? Da? În care plângeți, regretați, sunteți blocați, aveți acest sentiment, vă blochează unii alții, dar mai există un personaj care vă atrage subtil sau dorința voastră de vindecare vă va atrage un suflet pereche care vă e tare drag, vă vindecă, cineva vă vindecă. Poate acest nou patru de spade să fie energia cuiva care vă învăluie și vă oferă stabilitate mentală, emoțională. O nouă dragoste va fi. Suflete perechi. Dar aveți de dat niște lupte pentru această dragoste. Se pare că această renaștere, dar trebuie să fiți temperați, da? Apare temperanța într-o formă sau alta aici, da? Să vă vindecați, să fiți creativi,
Da, 9 de cupe, să fiți creativi, să fiți copilăroși, să vă păstrați credința, marele preot și steaua, da? Și așa veți reuși să vă atrageți sufletul pereche, să vă atrageți vindecarea, să vă atrageți ceva nou, o nouă, că aveți un final clar cu cineva, o nouă dragoste sau un nou suflet care vă invadează lumea. Eventual vă invită într-o nouă dimensiune. Deocamdată e nouă dimensiune. Rămâne de văzut în cât timp veți vedea. Dar cum să se manifeste acel as de cupe, această dragoste specială, foarte, foarte specială, dacă sunteți încă în 10 de spade, în acest blocaj. Eliberați tigrul din voi, dragonul, fiara, eliberați fiara, ce iubesc animale, ce animalul meu preferat, eliberați fiara din voi, adică nu vă mai lăsați încătușați în gânduri, în blocaje, în tradiții, da, călătoriți, iar călătorii aici, comunicați cu oamenii care vă inspiră, eventual. Comunicați creativ. Creativitatea este foarte importantă pentru acest număr. Pentru acest număr, creativitatea este extrem de importantă. Bine, și setul de cărți altfel. Dar, ia uite, situații neașteptate, dar altceva vreau să mai... Situații neașteptate vor fi 5 situații neașteptate. O perioadă din an vor fi. Energia generală pentru numărul 3. Și o veți lua de la 0. Veți manifesta ceva cu răbdare. O scânteie de divinitate se va manifesta în viața voastră și vă va inspira. Extraordinar, ce frumos! Magic prayer. Asta e male preoju. Rugați-vă, păstrați-vă credința. Poate că e cineva cu marea preoteasă, cu ce mai văd eu, care se roagă pentru voi. Sufletul vostru pereche posibil se roagă pentru voi. Că v-ați cunoscut, că nu v-ați cunoscut, acest suflet pereche se roagă pentru voi. 3 și cu 2... Nu, fată. 5, nu? 5. 5. Tot aici îl găsiți. La marele preot, la coming to life. Trebuie să ieșiți în viață sau cineva să se manifeste, să se manifeste creativ. Coming to life. Bring me to life, știți? E melodia aceea, piesa aia foarte, foarte faină. Evanescence. The wishing well. Izvorul de bine. Un izvor de bine. Trebuie să accesați acest izvor. Este în sufletul vostru, dragii mei. În sufletul vostru. Dincolo de tradiții, dincolo de orice. Orice este în sufletul vostru. Varianta bună a acestui mare preot este copilul interior. Care trebuie să iasă la viață, să lumineze. Da, să lumineze, să danseze, să se bucure de viață. Dar până la sfârșitul anului și în viața voastră, niște evenimente foarte intense se vor manifesta. Veți pune capăt cu această moarte, transformare. Vă veți transforma într-un mod miraculos. Magic prayer. Și asta și datorită rugăciunilor cuiva. Este o persoană care se roagă pentru voi. Da? Care este în lumină. Care vă cheamă. Repet, v-ați cunoscut, nu v-ați cunoscut. Vă cheamă să luați la zero, să lăsați în urmă. Iar 8 de spade, influențele altora. Și dacă sunteți într-adevăr căsătoriți și vă gândiți la copilul vostru, posibil, dragii mei, în acea atmosferă de 7 de bâte și 5 de
de bâte. Dacă aveți o atmosferă neplăcută acasă, credeți-mă, copilul vostru se va simți mult mai bine lângă cineva care, chiar dacă nu face parte din așa zisa familie, lângă cineva care este plin de credință, creativ, plăcut, da? Ia uite, încetiniți. Lăsați lucrurile să se... Aici este... Să se manifeste. Sunteți într-un labirint acum. Și doar prin acest copil interior, prin creativitate, printr-o comunicare eventual subtilă, prin rugăciune, nu înseamnă... Ia uite, aveți credință. Aveți credință, măi, dar câte mesaje. Credință, credință, rugăciune. Încetiniți un pic. Dacă în acest moment și în perioada următoare vă simțiți influențați negativ și determinați să vă luptați tot timpul, lăsați vibrația aia, pentru că aia a fost pentru altă dată, pentru anul ăsta. Anul care vine este un an greu al alegerilor și al manifestării armoniei și echilibrului. Cum să manifesti armonie și echilibru dacă ești în bătăi și în blocaje mentale? Da? De-aia zic, încetiniți, fiți creativi, visați. Aveți credință. Și înapoi la ceea ce iubiți, la ceea ce iubiți voi, aici trebuie să accesați copilul interior. Și posibil cineva vă va ajuta. Cineva vă va ajuta. În continuare, învățați să vă rugați. Cum nu vă mai basați musai pe rugăciunile altora, învățați să vă rugați, să accesați acest izvor de lumină de aici, din copilul interior, din credința voastră, învățați să vă rugați, dați-vă timp la rugăciune, la tăcere, la meditație, că asta vă doriți. Ca apoi, când veți fi trecut prin transformare, da, moartea, transformarea, să deveniți muză pentru alții, inspirație pentru alții. Frumoase cărțile acestea și acestea. Situații neașteptate, da? Nu le-am clarificat pentru că n-am timp. Trebuie să mai fac încă o etalare. Dar vibrația este puternică pentru toate. Până acum, nu știu, la următorul număr cum va fi. Dar energii puternice. Pentru că n-are cum să nu fie puternic. N-are cum. Așa, acum, hai să vedem. Cei care ați ales steluța, știți bine, majoritatea știți că stea înseamnă vindecare. Dar stea înseamnă și faimă. Stea înseamnă și distanță mare între voi, ceva de neatins. Dar, în aparență de neatins, pentru că poate fi atins pe o anumită cale. Că aveți de-a face cu un personaj... public, că veți fi voi publici, iar variază, dar ca să ajungeți publici, va trebui să vindecați ceva. Ce? S-a dat? Ia uite. Deja avem, ia uite, distanța, avem faetonul și 8 de aer. E o distanță, vă stresează faptul că trebuie să călătoriți în... Ah, unde s-a oprit la ceva? Soare, mă, că vorbeam de faimă. Mesagerul de foc. Vreți să comunicați că sunteți fericiți, că sau va comunica cineva că e fericit, că e fericită, da? Se va manifesta o comunicare care aduce fericirea, trezirea, da? Și vindecarea eventual acestui blocaj mental. E un blocaj mental, eventual, da, ieșiți din acest blocaj, în acest norișor, în aceste gânduri, da? Și luați hățurile în mână. Trebuie să călătoriți înspre destinul vostru. Am zis, faetonul merge înspre stea. Ori vă veți întâlni persoana predestinată, dar pentru acest lucru aveți faetonul și mesagerul. Amândouă reprezintă mișcarea. Trebuie să călătoriți, dragii mei. Voi mai aproape de ei, ei mai aproape de voi. Ia uite, 7 de foc, da? Să anticipați asul de pământ, ia uite, să puneți bazele unui vis frumos. Ah! Mai, ce mesaje? Hai să amestecăm. Numărul 4. 2022. Ce veți manifesta? Data de două ori. Iară. 6 de foc. Iar călătorie. Iar victorie. Iar stele. Să fiți printre stele. Hollywood vă așteaptă, dragii mei. Hollywood e cu ochii pe voi, pe noi. Dragul meu Hollywood, dacă ești aici, te salut.
Eu acolo nu merg, dacă vrei să vii tu, până aici. Te aștept cu drag. Deci, în ideea că, bine, dacă voi vreți să mergeți la Hollywood, foarte bine. Eu personal stau acasă, adică acasă, stau în curtea mea, în țara mea anul acesta. Zic eu, nu știu, așa zic eu, între ei și vom vedea. Uite, 9 de aer, ce gânduri am. Ia să mai, să nu vă atrag așa ceva. Deci, 9 de aer în sufletul vostru vă faceți prea multe griji, ia uite. Prea multe griji pentru distanță, pentru, eu știu, pentru un zbor. Oh, da. Nu știți cum să vă luați zborul. Nu știți, sau poate știți, dar nu știți cum să zburați. Ați vrea să vă luați zborul, dar nu știți să zburați. Uite, vă arată îngerii. Ah, ce frumos mesaj! Vă arată îngerii cum să zburați, dragii mei. Vă arată îngerii. Sunteți protejați, sunteți înconjurați de îngeri. Chiar dacă voi vă faceți griji, mai multe griji decât e cazul. Ia uite, 8 de foc. Aveți o forță puternică. Vreau să zic forță interioară și forță puternică. Eh, facem și de-astea. Mai greșim. Chiar vreau să-mi cumpăr un ursuleț panda de sărbători. E dorința mea de 2 ani de zile. O să-mi cumpăr un ursuleț panda mare, cât pot eu de mare. Și dacă puteți să donați pentru salvarea ursuleților panda, vă sunt recunoscătoare. Eventual și pentru Nera. 8 de foc. 8 de foc seamnă foarte mult cu puterea, da? Este o lume cu sclipici, o lume cu stele, o lume de vedete, așa zici că e spectacol. Zici că e spectacol de variete. Aici e provocarea, să ieși din senzația că nu se poate, că nu merge, că nu pot, că eu nu pot, că nu pot să zbor, că eu nu pot să merg pe ursuleț. Ba, nu o să pot să merg pe ursuleț. O să pot să zbor. Frumoasă provocare, frumoasă povestea, da? Mai, deci sunteți ghidați în globuri de energie, vedeți? Ce vă și eu, sunt porumbei, sunteți protejați și ghidați, 8 de foc. Iar comunicarea la distanță cu cineva, dar o comunicare foarte inspirantă, aici este posibil steaua. Ori vine cineva, o vedetă. Dar cine, ce vedetă are timp să stea de vorbă? Nu știu, aici iar 9 de aer. Treceți peste. Oricine poate să stea de vorbă cu voi, da? Și dacă nu-i vedete, e cineva cu calități de vindecător, da? Va fi o comunicare cu cineva, călătoria, iar 8 de foc înseamnă călătorie, da? Printre blocaje, prin această pădure de bambus, da? Depășiți blocajele, mai ales că acestea sunt mai mult în mintea voastră. Sufletul vostru este copleșit de gânduri și am mai discutat la numărul 1, dacă vreți să ascultați că acolo, nu neapărat numărul, cât ce spuneam acolo. Aerul și apa merg mână în mână. Foarte ciudat, pentru că toată lumea zice aer cu foc, apă cu pământ. Nu, aerul cu apa. Pentru că aerul reprezintă mintea, gândurile și gândurile ne transmit emoțiile. Cupele, apa, da? Și dacă gândurile sunt negative, nu putem avea emoții pozitive, da? Aici este. Așadar, eliberați-vă că e în suflet de gândurile negative, prea multe, complexe, că eu nu pot să zbor, că eu nu pot... Aoleu, am rău de înălțime, apropo că și eu am rău de înălțime, da? Da? Eliberați-vă. Nu. Eventual cineva vă inspiră, 8 de foc, comunicarea cu cineva vă poate inspira, vă poate transforma, vă aduce mai multă lumină, mai multă căldură. Vreau și o să merg pe 25 de grade, dar la cum vor fi facturile, iar 9 de aer, cum vor fi facturile, vedeți? Vedeți? Undeva în depărtare, un împărat, vedetă, cineva, un personaj foarte important, e cu ochii pe voi, posibil. Vedem dacă e influență benefică sau nu. Dar, după cum am văzut steaua, cine poate fi mai stea decât un leu, paraleu, nu? Cineva cu marcaj în zodia leului. Marcaj poate să fie și ascendent. Da. Și Lilith. Oh, da, cât orgoliu și câtă dorință de faimă poate să aibă un Lilith, nu? Deci undeva la baza acestei cruci este împăratul. Acum, cu o fi vedetă pentru unii, veți trăi și veți vedea. Că un personaj important, veți vedea. Ce influență o să descoperim acușica.
ce influență are, bună sau mai puțin bună. Dar în orice lucru există și un bun. Și atunci, undeva la bază acestei povești care se va desfășura în 2022, este poate și dorința voastră ascunsă de a străluci? Poate nu e musa de a străluci, dar de a, dorința voastră ascunsă de a vă găsi echilibru, de a vă guverna viața după regulile voastre. Și aici mi se pare normal. Voi să vă creați regulile, nu să stați după regulile altora. Da? Și aici e stresul, cum să ajung acolo? Eventual trebuie să faceți o călătorie, eventual trebuie să comunicați cu cineva, să vă întâlniți cu cineva, să vă inspire, să... Nu, ceva, ceva, vom trăi și vom vedea. În ultim, regele de aer, ori două persoane, ori doi într-unul. Dar aici deja, aici deja sunt patru într-unul, dacă mai pui și regele de aer, deja devin cinci într-unul. 4 și 1, 5. Care vă place? Care vă place mai mult? Mă, nu știu, mi se pare mai fain totuși împăratul. Adică e mai cald, mai pletos și mai colorat. Ela, măi, nu serios. Plus că regele de aer are mască. Deci nu-mi plac oamenii cu mască. Da, probabil că aici e mesajul, da, mersi. Aveți în ultima vreme un personaj masculin a fost fals față de voi. În ce sens? Există o explicație. Aș putea să pun multe detalii, dar o mai vedea și la zodie, când o să fac pe zodie, dar trecând peste această influență masculină, care nu s-a arătat până acum, dar probabil că se va arăta, vom trăi și vom vedea. Trecând peste acest mesaj, vor fi toate, să știți, pentru că aveți timp în 12 luni să le manifestați pe toate, așa că dau cât mai multe. Trecând peste această influență masculină, am zis, este dorința voastră de a vă echilibra viața și de a vă crea voi regulile, da? În viață. Nu musai să dominați, poate că unora vă place să dominați, v-ați dorit. Să fiți puternici ca X, ca Y, da? Ca eu știu ce persoană faimoasă va influența, ci vreți să fiți ca ei. Posibil și asta, dar nu obligatoriu. Am zis, să vă găsiți echilibru, stabilitatea. E dreptul vostru să o căutați. Dar ca să ajungeți acolo, deocamdată voi aici sunteți la 9 de spade, asta pentru că ceva nu ați înțeles. Masca asta arată că nu ați înțeles ceva. Anumiți oameni care ar fi trebuit să vă învețe, interesant cum vine mesajul, au purtat o mască, adică nu v-au transmis învățătura corect. Pentru că regele de aer e principial. Regele de aer foarte, foarte înțelept, foarte isteț, foarte, foarte tehnic, persuasiv. Cum mai este? Da, foarte persuasiv. Care își controlează gândurile. Aici este. Și voi în acest moment nu le controlați, că aveți 9 de aer. Poate în sufletul vostru este cineva, iar altă variantă, aveți timp, 12 luni de zile să le descoperiți pe toate. În sufletul vostru țineți la cineva, scuzați-mă, aveți între semn de foc sau cineva cu marcaș puternic în semn de foc, foarte entuziast, exuberant, creativ, optimist, plin de forță și încă o persoană, mersi de inspirație, da, încă o persoană la care încă ține sau sufletul vostru e influențat, poate nu țineți chiar atât de mult, dar e influențat. Acest personaj total opus, care nu își arată emoții, are măști, da? Și el, de fapt, personajul are multe gânduri cum să zboare, uite, are penejduri, are aripi, dar nu știe să zboare pentru că este ateu, pentru că nu crede, da? Și pentru că nici nu arată ce simte, ce își dorește. Nu arată că își dorește să zboare. Și atunci cine să-l învețe? Alte mesaje. Repet, aveți timp să le descoperiți 12 luni de zile. Acum, referitor la voi, dacă ați avut oameni care nu v-au ghidat corect cu acest personaj mascat, eliberați-vă. Aici e provocarea. Mergeți mai departe. Punc, pași, pași. De fapt, nu pe acestea, pe acestea păstrăm, că e fain. Pași, pași gânduri, că nu avem nevoie de gânduri, nu avem nevoie de blocaje în zborul nostru, da? Hai!
Îmbrățișați și voi culoarea. Uitați, ați luat totuși o stea cu sclipici. Îmbrățișați sclipiciul. Pasiunea, roșul, vindecarea. Și faimă dacă e nevoie. În viitor, valetul de cupe. Frumos, valetul de cupe. Este descoperit, veți comunica emoțional cu cineva, dar hai să vedem în prezent și viitor apropiat. Valetul de pământ. În prezent, vreți să construiți ceva. În primul rând, dacă vreți să zburați, trebuie să urcați și să vă construiți această stâncă. Dacă nu puteți, încă fiind la început, repet, vorbesc un pic metaforic, fiind la început de ceva, de drum, că e un vale, sunt doi valeți, sunt niște începuturi, e o transformare, da? Fiind la început de an, la început de proiect, da? Trebuie să studiați terenul, proiectul, trebuie să studiați ceva. Da? Pe ce stâncă să mă urc ca să pot să mă arunc să zbor eventual, da? Pentru că de jos e mai greu, trebuie să aveți exercițiu. Și cine nu v-a învățat cum să conduceți, cum să zburați, e problema lor. Însă, interesant este că... Iar ca să vă conduceți viața, aici acest valet de pământ are un toiac, da? Are un toiac. Trebuie să o faceți cu pași mici. Și în primul și în primul rând să renunțați la gânduri, la profețiile... nepotrivite. Îmi venea în minte ceva fraudulos. Fraudulos, da. Fraudă. Fraudă mentală. Conceptul de fraudă mentală e interesant. Fraudă mentală. Meditați un pic la cuvântul ăsta. Însă, am zis, o perioadă, la început de an, trebuie să studiați terenul. Și încercați răsputeri, dragii mei, în anul care vine să mergeți, nu să stați în gânduri. Nu să stați în gânduri, să mergeți, să fiți creativi, să lansați proiecte. Și ce dacă vă lansați mai multe proiecte? Nu contează, nu, ideea e să nu stați. Să nu stați. În prezent și perioada următoare. Poate comunicarea cu cineva. Iar persoana influentă. Eu pe stea o văd ca fiind împăratul, după cum arată Leo. Poate cineva vă propune un proiect. Îmbrățișați-l, pentru că e o provocare. Cineva vă propune să transformați ceva. Mesagerul de pământ. Sfatul este, studiați și mergeți cu răbdare. Cavalerul de pământ, da? Cu răbdare. Cor mai fi influențe negative din partea personajelor care nu și-au arătat gândurile și mai ales emoțiile, nici gândurile, dar nici emoțiile, pentru că pe față se văd emoțiile, da? Și un personaj nu și-a arătat. Vă vor mai influența în anul care vine. Dar aveți o altă influență benefică, zic eu, cu 8 de foc, cu acest ursuleț panda și cu Leo, dar ce Leo, da? Ați putea să primiți un ajutor în această reconstrucție în care v-ați aruncat în ultima vreme. Sau urmează să vă aruncați. Valetul de monede și cavalerul de monede. Cineva o să vină să vă propună ceva, ori o întâlnire, ori să mergeți într-o nouă relație, ori să creați ceva împreună, ori să ieșiți undeva. Fiți precauți, acceptați și fiți precauți. E o altă cromatică, da? Acceptați, nu refuzați aceste posibilități. Sunt posibilități, comunicări, da? De a merge, nu de a sta în gânduri. Doi de cupe, influență exterioară. Vai, un suflet pereche, vai, ce frumos! Ce frumos ar fi să clarific, dar nu am timp. Deja am vorbit foarte mult. Un suflet pereche vă influențează. Doi de cupe, ia, uite ce frumos. Vă influențează. Doi de cupe, n-are cum să nu fie influență benefică, n-are cum, cinci de foc.
Iar de ce vă este teamă? 5 de foc. De conflicte. Poate vă este teamă de... 5 de foc este și foarte creativ, de o latură creativă, de creativitatea cuiva, de felul bătăios al cuiva, 8 de foc, 5 de foc, împăratul, dacă vine cineva să vă cucerească, s-ar putea să vă cam sperie. Din acest motiv se zice să luați așa cu pași mititei. Și cine ar vrea să vă cucerească dacă nu un suflet pereche, dacă nu cineva care vrea să fie cu voi? 5 de foc. Înseamnă concurență. Dacă cineva vă propune colaborare, înseamnă doi de cupe printre altele, colaborare, un suflet, pereche, poate să fie și colaborator, da? Să faceți un proiect creativ care să genereze, eu știu, ceva, vă este teamă de concurență, că dacă nu sca X-ulea, dacă nu am același număr de vizitatori, de abonați. Am și eu cât am, da? Mergeți în continuare. Pentru că dacă ar fi să vă gândiți, vai, câți abonați o să fac eu într-o lună de zile sau în 6 luni sau într-un an de zile, nu mai faceți nimic. Fiecare în ritmul lui și cu provocările lui, da? 5 de foc. Să nu vă fie teamă de concurență, să nu vă fie teamă nici de luptă. Totuși aveți pe cineva care vă arată aici, vă inspiră. 8 de foc vă inspiră. Hai, du-te, fă, da? Hai, du-te, fă, mergi, uite, hai. Uite, că te ajut și eu un pic, cavalerul de monede, te ajut și eu. Uite, se poate, du-te acolo, fă cu tare, fă cu tare. Ah, tentația. Vă doriți. Vă doriți. Tentația. Mare grijă pentru anul care vine să nu vă tenteze banii. Mare, mare grijă să nu vă tenteze banii. Prefer... Nu, a fi cineva care va încerca să vă cucerească, clar. Să vă tenteze. Mare grijă. Sfatul este de a zis, cavalerul de monede, studiați. Studiați. Sunteți între două personaje. Un suflet pereche și o tentație. Suflet karmic. Ia, light motivul anului care vine, da? Fiți precauți. În viitor, veți avea parte de comunicare emoțională cu acest suflet pereche, de o comunicare sinceră. Ce reușiți să faceți? 10 de foc. Ah. Deci până la sfârșitul anului, ardeți, ardeți, ia uitați, manifestări, ardeți toate lucrurile care vă țin pe loc, care vă obosesc, care vă stresează, care vă stau în cale. 10 de foc. Ardeți, vedeți exact ce am zis, ascultați luna plină ca să vedeți ce se întâmplă, ce se face la luna plină. Ardeți toate cuvintele neplăcute, toate cuvintele intrigante, tentante, ardeți tot ce este nepotrivit pentru voi. E un personaj în viața voastră care își face un stres teribil. Eu cred că acesta 9 de aer reprezintă acest personaj. Se simte foarte atras de voi, dar nu poate să vină pentru că nu poate să vină. E blocat mental, da? Mental, într-un anume fel, în orgolii, în dorința de control. Acest împărat ar putea să fie și el. Dar eu cred că sunt două persoane, da, diferite. Aveți două persoane. Însă acesta... Încă nu poate să aleagă, trebuie să se transforme. Cineva nu poate să aleagă, nici anul următor. Trebuie să se transforme și să recunoască legătura profundă dintre voi. Însă, posibil, când va recunoaște, va dori să vină, va dori să vină să explice și s-ar putea să nu mai vreți voi. Pentru că alegeți altceva. Acum aș vrea să văd, este foarte interesantă etalarea. Nu mai vreți voi pentru că sunteți plecați pe, eu așa simt, pe de-o parte, ați avut de-a face cu un personaj, deși sunt două personaje diferite, dar pot să fie și doi într-unul. Un personaj care a vrut controlul. Da? Și la un moment dat provocarea este să vă găsiți puterea voastră. Da? 8 de foc. Să vă găsiți puterea voastră. Să vă reconstruiți cu valetul de monede și cavalerul de monede. Da?
Va veni cineva să-și ceară scuze, vale tu de cupe. Niște scuze pe care le așteptați cine știe de cât timp. Eu deja sunt răgușită, nu că am vorbit mult, dar probabil că ei au acolo o reținere pe comunicare. Energia generală pentru 2022, pentru numărul 4. Valetul de pământ. Și va fi o altă persoană care vă va invita. Sunteți, veți fi, am zis, între un suflet pereche și un suflet karmic. Încă vă doriți sufletul karmic. Mult timp. Anul care vine vă veți dori, vă va ispiti sufletul karmic. Dar până la sfârșitul anului veți pune capăt acestor ispite. Da? Veți pune capăt. Poate chiar iertați cu valetul de cupe. Înseamnă mult să pui capăt. Înseamnă foarte mult. Nu înseamnă să fii rancunos. Altfel nu mai crești spiritual, da? Și cred, simt, tentația poate să fie și pe faimă. Fiți atenți. Mare grijă. Mare grijă. Repet, să nu vă tenteze faima, banii, viața publică. Slow and steady. Vedeți ce greu au venit și cărțile? Slow, exact. Valetul de monede, cavalerul de monede. Încet și sigur, dragii mei. Încet și sigur. Mergeți mai departe, 8 de foc, încet și sigur. Pentru că, de fapt, împăratul, dragii mei, cum ajunge el împărat? Este un număr 4. 4 e destul de încet. Chiar foarte încet. Aproape stă. Dar stă pentru că a trecut prin multe. Și n-ai cum să treci prin multe dacă mergi cu viteză. Nu ai cum, pentru că nu le înveți, apropo de regele de aer care poartă mască, care nu a predat corect, care nu a învățat corect. Nu a predat pentru că nu a învățat, pentru că a mers prea iute. Și acum vorbesc de energie, nu vorbesc de zodi, da? Și atunci, ca să îți păstrezi stabilitatea, trebuie să mergi încet. Și sigur. 12. Interesant. Facem etalarea în decembrie. Da? Și va veni cineva între timp, ia uite ce frumos. Oh, 4 și cu 7. 11, flăcări gemene. Da? Care vine ca dintr-o lume de vis. Care vă simte, probabil sufletul pereche, cu 2 de cupe, da? Cu care comunicați în locuri sacre, în dimensiuni sacre, chiar dacă nu v-ați întâlnit. Și va veni cineva și vă va vindeca. Va veni în paralel. Da? Așadar, dați-vă timp, nu vă grăbiți. Ce gălăgie au început cu colindele acestea zgomotoase, da? 3 și cu 8, tot 11, vedeți? 11? Parcă am mai zis, unde am mai zis 11? Nu mai știu unde am zis. Am zis undeva. Scuzați gălăgia, nici măcar în casă, nu e afară. Deci, slow and steady. Ieșiți din această cochilie, da, în care ați stat. Sau poate cineva, veți vedea, am zis 12 luni, aveți timp să vedeți cine vine încet, posibil vine cineva încet în viața voastră, dar vine cineva încet și sigur. Și aici este provocarea, pe cine acceptați? Persoana care vă dă stabilitate, nu? Mesaje de la îngeri, persoana care vă vindecă, apropo de vindecare și de stea, da? Persoana care vă vindecă. Trebuie să alegeți și voi între două persoane. Una care vă vindecă și alta care vă atrage, vă tentează. Mesaje de la îngeri. Dar asta e, va fi o ofertă, da? 6 de cupe. Un suflet pereche, cavalerul de cupe. Și la un moment dat, din două, una o veți refuza. 4 de cupe. Refuzați o ofertă. Rămâne de văzut. Pentru că niște scuze le veți primi la un moment dat. Mare grijă, dacă vă doriți această tentație, dacă cineva vă tentează, mare grijă să nu rămâneți cu un copil și cu responsabilități prea multe. Eu zic cu 10 de foc să ardeți ce este nepotrivit pentru voi. Un mesaj de la înger și să încheiem, pentru că uitați ce gălăgie fac și sunt afară. În fața blocului, mesaj de la înger pentru numărul 4, vă rugăm frumos. Probabil că veți fi colindați cu gălăgie, cineva încearcă să vă impresioneze, mulțumesc de inspirație. Dar, apropo de tentație, cineva va încerca să vă impresioneze, rămâneți cu capul pe umeri și picioarele pe pământ. Va trebui iar, hai, un mesaj de la înger pentru că e deja prea multă gălăgie.
Nu e de la mine. Dar bănuiesc că nu vă deranjează să fiți colindați exact acum. Că vi se urează de bine și vă urez și eu tot de bine. Mesaje de la îngeri pentru numărul 4. Mesaje de la îngeri. Hai, că sper că nu s-au speriat îngerii. Îngerii sunt în jurul nostru. Îngerii sunt în jurul vostru, dragi. Uf, ia uite. Interesant ce a venit, da? Aveți răbdare? Da? Sunt, ia uite, trebuie să vă întâlniți cu o persoană foarte puternică, cu care vă veți transforma împreună. Azi aveți două personaje. Două personaje, un om foarte puternic, ca și voi, cu care veți construi ceva cu răbdare, și un personaj karmic, relație, da? Aveți răbdare. Aveți răbdare pentru că lucrurile sunt mai profunde decât par. Între timp faceți ceva, valetul de monede, construiți, lucrați, fiți creativi, da? Și păstrați-vă răbdarea. Dragostea este răbdătoare și amabilă. Acum vă doresc numai bine, sărbători fericite și astea sunteți colindați. Vă pup, numai bine. Ciao, ciao.